ziua vă spun și eu, da, a început campania electorală. Ne-am apucat de treabă, de fapt noi suntem în campania electorală din anul 2020, pentru că nu am stat nicio clipă, noi ne-am apucat de treabă, lucrăm pentru Călărășeni, iar astăzi când stăm de vorbă în campania propriu-zisă, deja faptele noastre vorbesc pentru noi. Noi avem deja soluții la problemele cetățenilor, am ieșit în campania electorală în 2020 și cred că undeva în proporție de 80% am îndeplinit ceea ce am spus. Da, am adus bani la Călăraș, am adus proiecte europene, am adus fonduri naționale, ceea ce vedem astăzi că se lucrează, începând din Măgureni până Mircea Bodân, în Ceremac terminat, cărămidariu, care era făcut, dar trebuie să mai facem câte ceva pe acolo. Mai avem ceva pe infrastructura de apă și canal, dar împreună cu cei de la apă, pe Ecoacua, pe Poim, o să facă, iar ce a rămas de făcut vom face noi, pentru că deja am prins în bugetul de anul acesta. Lucrurile vorbesc de la sine pentru noi. Dar în spațiul public, așa cum ați văzut și dumneavoastră, deja acești zici contracandidați au început decât să facă zgomot și să arate că e ciobită o bordură, că am uitat să punem puțin ciment. Acum mai cineva a început să spună că face recepții la lucrări de mântuială. Dacă strada Plevna, Viitor, Rahova sunt lucrări de mântuială, să lucrăm în societate. Da, dacă parcările pe care le-am făcut între blocuri sunt de mântuială, dacă locurile de joacă, dacă terenurile de sport și ce am mai făcut noi și vom continua să facem, el nici măcar nu cunoaște toate străzile din Călăraș, din păcate. Și atunci își doresc să vină. Foarte bine să vină, dar să vină cu soluții. Spunea colegul meu mai devreme că campaniile au început din zona lor, numai cu mizerii, cu aruncat de noroi și jiniri. Păi nu o să ne ducem în zona aceea, pentru că nu avem de ce. Așa cum am spus mai devreme, faptele noastre vorbesc de la sine. Iar ei nu au decât să arate cu degetul ce nu sunt în stare să facă. Pentru că nu sunt în stare să facă, pentru că nu au o viziune. Sunt oameni probabil care nu au făcut nimic în viața lor, nu au construit nimic, pentru că este ușor să spui că nu este bine făcut dacă niciodată n-ai făcut nimic. Dar ce să vă spun, suntem deja în linie dreaptă, ne concretizăm și ne axăm lucrările pe ceea ce ne dorim să facem mai departe, vrem să facem o echipă puternică la Călăraș și să scoatem un scor bun, pentru că avem viziune și mai avem de treabă la Călăraș, pentru că sunt foarte multe proiecte. Așa cum vă spuneam, numai pe PNRR avem undeva, am ajuns la implementare până în 2026, dar peste 70 de milioane de euro, împreună cu fondurile de la AFM pe care le-am semnat și avem de rău. Și nu ne oprim aici, pentru că urmează ghidul pe port 2021-2027 și vrem să luăm și de acolo destui bani, pentru că avem de lucru la Călăraș. Și acum